Primarul Ion Ceban tot v-a adus acuzații că în octombrie 2021, când s-au făcut acele achiziții pentru a produce sau pentru a aduce presiunea la normalitate, pentru că Gazprom ne-a redus un pic din volume, de fapt s-a aplicat o schemă prin care s-au furat mulți bani. Și vă acuză pe dumneavoastră și pe ministrul Spânu de implicare în aceasta. Dumnealui n-a venit cu mai multe detalii publice, a mai aruncat niște nume pe care eu nu pot acum, din păcate, să vi le spun, dar a cerut tot repetat procuraturii să investigheze. Dumneavoastră, cum comentați aceste acuzații și ați fost poate invitat la procuratură sau nu? Sau la ce se referă domnul primar? Eu chiar nu vreau să comentez declarațiile dumnealui. Cred că au fost luate sau făcute, poate și au avut emoții, deci nu fiecare persoană poate să aibă emoții și spună acest lucru, dar nu vreau să comentez în mijlocul ce a spus. Dar asta nu înseamnă că noi... nu înseamnă o barieră în comunicarea noastră ulterioară, cât este loc de comunicare permanent, comunica cu oricine, inclusiv cu primarul general. N-am careva constrângeri, remușcări în acest sens. Dumnealui a spus o opinie, eu nu vreau să comentez și n-am de gând să dau un judecat, deci asta e... Pentru că domnul Spân, am văzut că merge în judecată. Cred că acolo alte aspecte între relațiile între ei, mai mult politice, dar eu n-am ce pentru ce să... Eu am înțeles contextul, eu știu, cunosc un lucru că nu pot mâna în foc, nu pot pune mâna în foc, ce, nu cunosc ce a fost, care au fost achizițiile efectuate de către energie.